Vă salut, dragii mei! Voi continua să vă prezint din seria conferințelor ținute de Mircea Ilia de la radio în perioada 1932-1938, conferința Maica Domnului. Maica Domnului s-a descoperit întâi pietății creștinilor răsăriteni. Faptul acesta nu a fost o simplă întâmplare. Aici, în răsăritul Europei, Femeia și mama au fost întotdeauna slăvite. Au fost slăvite nu în sens profan, lumesc, nici în sensul cavaleresc ale mediu, ci în aceste părți răsăritene, femeia și mama au fost socotite din cele mai vechi timpuri ca un miracol divin pe pământ. În femeie erau simbolizate toate virtuțile creatoare, lumina, bunătatea, fertilitatea. Pe aceste părți răsăritene s-au născut și s-au răspândit cele mai puternice culte ale marii zeițe, ale zeiței mame pe care le-a cunoscut lumea precreștină. Îndeosebi în jurul mării Egee și în inima Asiei Mari, au fost adorate din timpuri străvechi mari zeițe care reprezentau pentru conștiința și pietatea oamenilor de acolo tot ce e luminos, bun și rodnic în lume. Cultul marilor zeițe era legat de cultele vegetației, căci ce altceva simbolizează mai fericit fertilitatea decât ritmul atât de dramatic al morții și învierii vegetației. În răsărit exista așadar, cu mult înainte de creștinism, o pietate sinceră și populară față de femeie și față de mamă, adică față de principiul rodniciei și al bunătății, pe care mama îl întrupa. Nu este deci întâmplător că tocmai aici în răsărit creștinătatea se apropie întâi de Maica Domnului. Istoria Bisericii Creștine ne spune că încă din secolul al doilea după Hristos, credincioșii cereau martirilor în rugăciunile lor să intervină pentru iertarea păcatelor în fața Împăratului Ceresc. Nădejdea că cineva poate interveni pentru om în fața lui Isus Hristos a fost întotdeauna vie în sufletul creștinilor. La început interveneau martirii. Curând, pietatea creștină a înțeles că există cineva cu mult mai mare decât martirii care poate interveni față de Isus Hristos și aceasta este chiar Maica Domnului cultul Maicii Domnului nu s-a închegat încă din primul veac, pentru că creștinii trăiau atunci cu teama de a nu cădea cumva în idolatrie. Se converteau la creștinism mase considerabile de oameni simpli și pioși, mai ales din regiunile unde fusese răcândva adorate marile zeițe. Asemenea, oameni simpli, trăind încă înconjurați de un păgânism puternic, puteau aluneca fără voia lor în idolatrie. De aceea, sfinții și capetele luminate ale creștinătății din primele 3-4 veacuri după Hristos au ținut oarecum în umbră pietatea populară față de Maica Domnului. În secolul al V-lea după Hristos, când păgânismul fusese pretutindeni înfrânt în această parte a lumii, Cultul mai Maicii Domnului nu mai putea pricinui erezii în masele simple și pioase. De aceea, sinodul ecumenic de la Efes, ținut în 431, sfințește definitiv cultul Fecioarei Maria, născătoarea lui Dumnezeu. Nu este oarecum semnificativ că tocmai în cetatea Efesului, unde cu mii de ani înainte de mântuitor fusese răcinstite și slăvite zeițele cele mari ale lumii mediteraneene, tocmai în această cetate teologii și fericiții părinții ai bisericii creștine sfințesc cultul mai Maicii Domnului. Pietatea răsăriteană față de femeie și mamă fusese parcă o prefigurare, o milenară așteptare a Fecioarei Maria născătoare adevăratului Dumnezeu. De acum, Maica Domnului ea locul de funde în religiozitatea și cultul popoarelor răsăritene. Înainte de sinodul de la Efes, Fecioara Maria era reprezentată iconografic ca o fecioară ascetă așezată în grupul sfinților. După sinod, ea e reprezentată ca mamă a lui Dumnezeu, așezată pe tron ceresc cu pruncul în brațe și în fața ei se prosternează cete nesfârșite de îngeri. Așa va rămâne de-a purur fecioara Maria în iconografia și pietatea răsăritană, ca maica Domnului cu pruncul în brațe. Maternitatea a fost întotdeauna slăvită în răsărit. Dar acest respect religios față de maternitate este acum transfigurat și sfârșit în pietatea față de Maica Domnului. Fecioara Maria nu este numai Maica Sfântă a Mântuitorului Lumii, ea este și cel mai puternic ajutor al omului atât pe pământ cât și după moarte. Căci Maica Domnului se roagă necontenit pentru mântuirea neamului omenesc, pentru iertarea păcatelor noastre ale tuturora. Cât de răsăripeană este pietatea creștină față de Maica Domnului, o dovedesc și alte câteva fapte semnificative. Urmăriți bună oară cât de lent și cu câte rezistențe este acceptat cultul Fecioarei Maria în Occidentul Catolic. Fericitul Augustin, care pomenește tot, nu menționează nicăieri cultul Maicii Domnului. Iar Papa Gelasius, în 496, declară apocrifă credința răsăriteană a ridicării trupește a Maicii Domnului în ceruri. Pietatea populară apuseană primește și ea cu multe veacuri întârziere cultul Fecioarei Maria. Venerația liturgică a Maicii Domnului în Biserica Romano-Catolică este însă cu desăvârșire dependentă de modelul său oriental. Poezia mistică latină însă e foarte fertilă. Fecioara Maria e adorată în splendide versuri latinești în care domină încă s-ar putea spune acea gravito a vechii Rome. Misticii germani medieval duc mai departe acest cult al Fecioarei Maria. Fantastica ornamentare orientală ca și gravitatea romană lasă acum locul unui sentiment cordial, intim, familiar față de Maica Domnului ceea ce în poezia liturgică bizantin-orientală pare extraordinar și solemn, în poezia misticilor germani medievali devine un sentiment umil, saturat de realitate și conform vieții de toate zilele. Același sentiment îl vom regăsi în poezia populară românească. În evul mediu occidental, însă, creația pietății populare se transfigurează încă prin două elemente. Se adaugă mai întâi idealul cavaleresc francez al doamnei prea iubite. Idealul trubadurilor și a minei singerilor este transfigurat și simțit prin mistică. Doamna cavalerului dispare cu timpul, lăsând loc marii domnițe gerești mai ca domnului. Se adaugă apoi contribuția a călugărițelor mistice germane, care fac încă un salt într-o înțelegere a miracolului fecioarei Maria anume, aceste călugărițe printre care strălucește Matilda de Magdenburg nu se recunosc numai mirese ale Domnului nostru Isus Hristos, ci chiar mama Domnului. Ceea ce fericitul Augustus spunea de Hristos, non solum Christiani sed Christus facti sumus, adică nu ne-am făcut numai creștini, ci am devenit Hristos călugărițele germane au spus despre Fecioara Maria, adică au crezut că orice suflet creștin este o născătoare de Dumnezeu. Evul mediu latin și catolic a ridicat un magnific monument spiritual cultului Fecioarei Maria. Sfântul Francesc și Jacopo da Todi au exaltat valoarea mistică a pietății Mariane. Dante a cântat în cea mai înaltă culme a poeziei sale. Sfântul Toma din Aquino a justificat teologic mariologia. Peste acest monument nu s-au putut înălța decât misticele germane mai sus menționate. Întocându-ne din bogata, fantastică, prodigioasa poezie liturgică bizantino-orientală și din grava poezie latină medievală, întocându-ne pe plaiurile noastre la comorile folclorice ale poporului românesc, Întâlnim cea mai vie surpriză. Maica Domnului s-a descoperit sufletului popular românesc sub forma sa cea mai umană, cea mai familiară. Legendele românești asupra Maicii Domnului întreg înfrăgezimea sentimentului, care le-a creat chiar cele mai umile legende medievale germanice. Este o trăsătură caracteristică a sufletului poporului românesc, de a se apropia de tainele suprafirești ale creștinismului cu milință, dar și cu o cordială spontaneitate. Este o trăsătură caracteristică asta, dar și o dovadă de tăria sentimentului religios românesc. Căci puterea și autenticitatea credinței se verifică prin formele firești umile, omenești pe care le iau religie. De aceea poporul românesc se apropie cu familiară pietate față de Domnul Dumnezeul său, de Maica Domnului și de toți sfinții. În legendele românești asupra Maicii Domnului, ceea ce predomină este maternitatea dramatică a fecioarei Maria. Poporul nostru cunoaște o seamă de legende asupra maicii Domnului, dar atenția sa a fost fermecată mai ales de latura umană, umilă, a miracolului. Poporul s-a înduioșat mai ales de suferințele de mamă ale fecioarei Maria. De aceea, într-un volum de peste 300 de pagini mari în care Părintele Marian a cules legendele românești asupra Maicii Domnului, mai mult de jumătate e ocupat de variantele unui tip de mare circulație, anume legenda căutării Domnului Isus Hristos. Pierderea dramatică a feciorului a înduioșat sufletul popular mai mult decât oricare alt miracol. Maica îndurerată care caută și își plânge fiul este imaginea sacră care a copleșit întreaga imaginație populară. Străvechea slavă pentru femeie și maternitate își regăsește în maica îndurerată din credințele poporului român, cea mai sublimă icoană. Iată cum își închipuie poporul nostru pe maica Domnului. Citez un fragment dintr-o variantă culeasă în gura humorului. Colon jos, prerăsărit, este un pom mândru înflorit, dar nu-i pom mândru înflorit, că e o sfântă mănăstire cu pereții numai fire de aur și de argint, de sus și până în pământ, cu ferești de alămâie, cu ușile de tămâie și cu un prea frumos altar cu prag de mărgăritar Dar în altar cine se vede, cine întrânsul oare șede și -a de maica prea curată, În haine albe îmbrăcată Și necontenit totcată, Doar arda de fiul său Și al Domnului Dumnezeu, Că numai un fiu a avut Și pe acela l-a pierdut Și oricât l-a căutat, Nicăieri de el n-a dat. În altă variantă, din fundul Moldovei, Maica Domnului ne este arătată, Tânguindu-se și văicărindu-se, fața albă zgâind, cu păr galben de părând, cu ochi negri lăcrămând, cu lacrimi până la pământ. Poporul și-o închipuie ca pe o măicuță jelindu-și fiul. Există chiar anumite variante ale mioriței în care mama își caută ciobănelul ucis de tovarăși. În același fel și aproape chiar cu aceleași vorbe, cu care mai Maica Domnului îl caută pe Isus Hristos. Durerea unei mame pentru sufletul poporului este aceeași, fie că e vorba de o umilă țărancă, fie că e vorba de împărătea sa lumii, Maica Domnului. Rătăcirea Fecioarei Maria într-o căutare a Mântuitorului în timpul patimilor este închipuită în fel și feluri de către popor. O legendă spune, Toiag în mâini sprijinea, Fânețele înverzea, păsările glăsuia, lacrimile o năpădea, și ruiul pe jos că curgea, mere de aur se făcea. În alte variante, lacrimile ci Domnului topesc munții și slăiesc văile. Firea întreagă e zguduită și întristată de pătimirea Fiului lui Dumnezeu. În toate legendele, mai ca Domnului găsește pe Isus pe cruce și îl întreabă de ce s-a lăsat cu toată puterea lui să fie răstignit. Isus îi răspunde, Ah, maica mea mult iubită, nu fi așa de scârbită, că eu nu m-am dat, nici nu m-am lăsat pe mână străină și limbă păgână să mă chinuiască și să mă răstignească, nici pentru mine, nici pentru tine, ci eu m-am dat și m-am lăsat, chinuit și răstignit pentru toată lumea. Așa înțelege poporul și înțelege foarte bine pătimirea Domnului nostru Isus Hristos. Și mai ca Domnului cunoștea taina aceasta a răstignirii. Dacă poporul își închipuie pe Fecioara Maria mai mult ca pe o mamă decât ca născătoare de Dumnezeu. De aceea, în literatura populară, mai ca Domnului e tot atât de copleșită de durere și neînțelegătoare față de necesitatea jertfei mielului ca oricare mamă de pe plaiurile românești este cel mai sublim prinos pe care îl aduce sufletul poporului nostru, mai ci prea curate și pururea fecioare Maria.